Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri, parfumerie. Astăzi, când eu filmez acest clip, suntem în data de 5 septembrie. Am avut o. Pf, un amalgam de momente și de trăiri de la ultimul video postat, dar fiind în luna septembrie, um, întâi și întâi de toate, un început de toamnă cât mai reușit, uh, fix cum vă doriți voi, și cum spun eu, nu mai parfumat să fie. Da? Bun. Spuneam că suntem în luna septembrie. Luna septembrie, lumea sănătoasă la cap ce face? Își face provizii, începe să-și facă provizii pentru iarnă. Eu ce fac? Plasez o comandă de nici mai mult, nici mai puțin șapte parfumuri. Da. Nu am făcut niciodată un unboxing atât de mare și primele impresii pentru un număr atât de mare de parfumuri, da? Asta vroiam, de fapt, să spun. Însă, la penultimul video, dacă nu mă înșel, primisem eu o mostră de pe site-ul celor de la Parfumas, pentru că de, de acolo, da? Deci, această comandă acolo am plasat-o. Cu un parfumel care mi-a dat viața peste cap, și anume Așuac, dacă nu mă înșel, vă las poză oricum și cu acela. Ei bine, acel parfumel um, și una din urmăritoare, Helena, dacă zic bine, dacă nu îmi cer scuze, oricum o să las comentariul tău aici. Mi-a spus că nu mai este pe stoc. Asta întâmplându-se la două zile după ce eu am postat videoclipul. Bun. Prietena mea, Izabela, a sunat la doamna Cecilia, pentru că v-am spus, la mine au fost niște încurcături, și a întrebat despre acel parfum. Și, surpriză, parfumul pe care eu mi-l doresc atât de mult nu va mai reintra pe stoc. Da? Și am spus așa, ok, dacă acel parfum a fost cum a fost, hai să ne uităm random pe site să vedem ce găsim din gama al anic pentru că de la acea casă uh, sunt toate parfumurile comandate, și să vedem ce putem alege. Așadar, într o de 3 minute, nu mai eu pot treaba asta. Uh, luați-vă, nu știu, luați-vă o ciocolată caldă, o cafea, un ceai, ce vreți voi, ceva de ronțăit. Pentru că, deoarece și fiindcă, se anunță un clip foarte lung. Vă spuneam că am... Haide! Așa. Vă spuneam că am șapte parfumuri de la casa Alanic. Coletul, ca de obicei, mega bine ambalat. Da? totul este ok, totul este bine pus la punct hârtii a, factura, ca de obicei și bun, avem aici o mulțime de parfumuri uh, mă gândesc să încep cu patru dintre ele și anume am văzut pe site că sunt de fapt și lansări noi, și pe site sunt listate ca fiind ape de toaletă. După aceste patru parfumuri și după primele impresii, la voi oricum clipul va, se va derula, ca să spun așa, da? Însă eu voi lua categoric o pauză. Voi merge un pic pe terasă, pe balcon, da? Un pic la aer curat. Un pic de apă ca să putem să ne dăm seama și de restul parfumurilor. Așadar, să începem cu. Hai, te iau pe tine! Nag, ciampa, ciampa, bineînțeles de la Al Anic. Bun! Acum, când eu filmez acest clip. Una, din, una, dintre voi, dintre urmăritoare, și anume doamna Eni, să rămână doamna Eni, vă îmbrățișez cu cel mai mare drag, deja are unul din parfumurile despre care vă voi vorbi, iar Izabela, dacă nu cumva chiar acum curierul este pe drum, și-a comandat și ea fix același parfum pe care și l-a achiziționat doamna Eni pentru că da, eu cu voi, cu parte din urmăritoarele mele, ca să spun așa, păstrez legătura și în privat și, cum spun eu, ne mai spovedim, uite ce am făcut, uite ce păcat am comis. Bun, să revenim la parfumurile noastre. Wow, cât de tare, cât de tare! Deci, sticluța este așa, da? Foarte, fo nu știu, mie mi se pare foarte veselă, foarte tare Bun uh, Nag Champa Champa uh, e de toalet Vaporizator spray 100 de mililitri Iar notele sunt următoarele Note de vârf Floare de portocal Note citrice și scorțișoară Note de mijloc Floare Champa Magnolie indiană frangipani, iasomie, trandafir, crin, piersică, frunze de ceai. Iar în bază avem lemn de santal, tămâie, rășini și boabe tonga. Înainte de primele impresii pentru acest parfumel, mi-a dat cu virgulă la partea cu nag Champa, da Pentru că vă spuneam eu, notele de mijloc, primul avem această Floare ciampa sau floare șampa și am căutat pe Google <laughs> și am găsit următoarele nag ciampa ciampa. Apropo, dacă aveți idee cum se pronunță corect, vă rog din sufletul luminați-mă și pe mine în secțiunea comentarii. Nag ciampa este o aromă indiană folosită destul de des în aromaterapie. Floarea de ceampa este cunoscută pentru vestici ca plumeria. Deci, unde vedem pe Fragrantica sau pe site-uri în descrierea notelor plumeria, este clar că este același lucru cu nag-ceampa. În mixul de nag-ceampa este inclusă și o rășină extrasă din copacul de ailanthus originar din Asia, împreună cu lemnul de santal. Bun. Și acum lăsăm vorbăraia și să vedem ce ne spune Nag Champa. Wow, super tare atomizorul. Întâi și întâi de toate, da? Foarte ok. Bun. Vai, deci fix cum am găsit eu pe Google treaba cu Nag Champa și faptul că este folosită în aromaterapie, mirosul în sine al acestui parfum mă duce cu, cu gândul către un spa, un spa de lux, ceva de genul, unde sunt bețișoare Bețișoare parfumate aprinse, da? Este aroma aceea de. Um, aroma aceea care te trimite la meditație, da? Ca să, ca să fiu mai, uh, mai explicită. Aroma care te duce cu gândul la meditație, uh, combinată cu lemn de santal. Deci lemnul de santal se resimte foarte, foarte bine. la un prim nas, la o primă vedere, nu știu de ce, nu mă duce cu gândul că ar fi apă de toaletă. Nu. Este mult prea proeminentă, mult prea in your face pentru a rămâne la nivel de apă de toaletă. Pe ansamblu, este o aromă, cum să vă spun eu, ușor, ușor balsamică, o aromă caldă, dar pur și simplu meditație îmi vine în cap când o, când, o, când o adulmec. Nu știu, e fix ca și cum aș fi într-un spa de ultra, mega, hiper și... Avem uh, flori de frangipani, de jur împrejur. Avem lumânări parfumate, neapărat cu lemn de santal, da? pentru că în continuare resimt foarte puternic lemnul de santal, dar este plăcut, da? Și avem aroma aceea de plumeria, care nu am știu până, până acum că de fapt este nag champa. Și pur și simplu o tipă Îți masează spatele cu ulei și tu pur și simplu te relaxezi, te gândești cum spun eu la ale tale și așa mai departe. Super, super tare și îl consider potrivit cu siguranță pentru acest sezon, pentru vreme rece pe ansamblu. Dar totodată, nu știu, poate fi parfumul acela, când ai o zi mai încărcată. Când ai o zi mai uh, haotică, cum spun eu, uh, te dai cu parfumelul acesta și pur și simplu stai tu cu tine, cu gândurile tale, da, și te relaxezi. Îl lăsăm puțin la uscat să vedem cum evoluează, însă este. Adică, nu știu, am început cu dreptul, da? Îmi place, chiar îmi place. Hai să luăm, dacă am mers cu galben, hai să mergem cu verde și avem White Gardenia, aceeași gamă nouă, aceeași casă Alanic și aceeași, aceeași sticluță, doar că va fi verde. Da, da, foarte tare, deci foarte, foarte tare. Cred că aceste sticluțe, nu știu, toate așa le voi poza împreună, le voi face un filmuleț, ceva. Din nou, ca de obicei, contul meu de Instagram veți avea link în descriere, atât pentru contul meu de Instagram, cât și pentru fiecare dintre cele șapte parfumuri de astăzi. Bun, White, da, am spus bine, White Gardenia, de la Al Anic. Se deschide în vârf cu gardenie, neroli, tuberoză și piersică. În mijloc continuăm cu tuberoza, crin alb, iasomie, garoafă, floare de portocal, rășină benzoică. Iar în bază avem mosc, vanilie, ambră, nucă de cocos, lemn de cedru. Bun. Deci, vom vorbi Vă voi spune primele impresii despre acest parfumer care, ce să vedeți, are tuberoză atât în vârf cât și în mijloc. Păi nu facem noi nebuni, facem și nebuni. Să vedem ce fel de tuberoză avem aici. Bun. Nu. N-are cum, nu se poate. Haideți să o iau treptat, că nu, nu pot să cred. Acesta, deci vă spuneam, adică știți din alte clipuri video că la mine e mai subțire cu tuberoza, nu orice fel de tuberoză. În momentul în care am observat că are atât în vârf cât și în mijloc, eram așa, să-l iau, să nu-l iau, dar zic, bun, ori luăm toată gama, ori nu mai luăm nimic. Însă, acesta este genul de parfum catifelat, elegant, nu am tuberoza aceea pe care o detest eu, cu toate că nota de tuberoză este listată, din nou vă spun, în notele de vârf și de mijloc și acest parfum, nu, el e. Acest parfum este o aromă pe care eu am căutat-o foarte mult timp. Acest parfum este uh, o aromă ce se întâlnește în două parfumuri. Vorbim despre Truth Order de la Madonna un parfum pe care eu l-am adorat, un parfum care nu l-am găsit nicăieri pentru că este, nu l-am mai găsit, pentru că este un parfum discontinuat. Și totodată, din moment ce spun că se aseamănă 95%, deci la primul nas, White Gardenia, 95% este Truth Order de la Madonna. Și dacă spun că este acel parfum, automat pentru cunoscători, pentru pasionați, pentru uh, habotnici, Trutorder de la Madonna, este un parfum la rândul său inspirat dintr-un parfum uh, de nișă de la Robert Piquet, dacă spun eu bine. Care se numește, din nou s-ar putea să-i numele, Fraca. Da? Deci, Robert Piquet a creat, a creat, are parfumul Fraca, din care a fost inspirat Trutorder, uh, parfum de la Madonna, parfum discontinuat, în care regăsim. 95% din White Gardenia. Deci v-am făcut da, arborele genealogic. Nu, nu se poate. Este fix aceeași aromă al parfumului de la Madonna. Iar tuberoza de care mi era mie teamă, nu știu de ce, bine, nu știu de ce, momentul în care am văzut o listată note de vârf, note de mijloc, Zic, hai că am pus-o. Dar nu. Este o tuberoză bogată, îndrăzneață, catifelată, dacă m-aș putea exprima așa. Ceva în zona gumă de mestecat, ceva în zona bubble gum, fără a fi acea aromă de care eu mă tem, cum v-am mai spus în alte clipuri, aroma aceea bătrânicioasă, bătrânească foarte tare și deci ca să mă înțelegeți de ce nu-mi găsesc cuvintele și de ce am starea aceasta. Acest parfum costă 82 de lei. Deci 82 de lei. Uh, timp în care eu eram dispusă pe grupurile de parfumuri de pe Facebook să dau oricât pentru True Order de la Madonna. Și ce să vezi că White Gardenia, aceeași aromă, era sub Nasul meu pe site-ul celor de la Parfumas. Nu. Deci nu se poate. Oh. Este genul de parfum all-season. Da? All-season. Poți purta parfumul ăsta categoric, oriunde, oricând, la birou, ziua, seara. Dacă ești iubitoare de uh, flore albe, tuberoză sau dacă și tu faci parte din clanul meu, da? Clanul care căuta trutorder de la Madonna și nu-l găsea, e al păsta blind. Bun. Îl lăsăm și pe acesta să vedem cum se va usca și vom trece la următorul și hai să începem cu, să continuăm de fapt cu un mov, movulete, un violet de la Al Anic. Violet. Nu este neapărat una din culorile mele preferate, însă conține una din notele care mie îmi plac foarte mult. Însă culoarea sticluței, da, acum în realitate Camera oarecum o redă foarte, foarte faină. Iar ca note, cei de la parfumas ne spun că este un parfum fe feminin, floral, cu note intense de violete. Bun! Înainte și înainte de toate, după White Gardenia, spălăm un pic nasul. De asta vă spuneam la începutul clipului că eu cu siguranță. Astăzi mai bine să facem un bloater pe din două până vorbesc. Că eu cu siguranță, după primele patru, după această gamă nouă, voi lăsa filmarea pe pauză și voi lua eu o mică pauză. Pentru că, în continuare, sinceră să fiu nu știu de ce se numesc ape de toaletă. Eu nu resimt absolut nimic de intensitatea unei ape de toaletă. Mi-a trăsese atenția un comentariu, un comentariu, o recenzie de pe site-ul celor de la Parfumas în legătură cu White Gardenia. Era acolo cineva care spunea că păcat că nu persistă. E drept. Știți că v-am mai spus, e Treabă relativă, subiectivă, treaba cu persistența, cu PH-ul, cu chestia cu câte pufuri dai, dacă dai și pe piele, dacă dai și pe haine. Dar White Gardenia, din start, de, de la prima impresie, da, nu face parte. Uh, profilul oftalmologic, era să spun. <laughs> profilul olfactiv nu. Nu-l văd eu să fie în zona aceea de parfumuri care fug de pe piele. Dar să continuăm cu violet. Bun, bun, bun! Să știți că la mine e primăvară acum și sunt pe un câmp cu toporași pe care îi culeg și pentru un strop de culoare și de genul de aromă le adaug și câteva frunze de violetă. Vai e genul acela de aromă um, proaspăt florală, dacă face sens. foarte, foarte fain. Însă, eu când am început să vă zugrăvesc imaginea ce mi-o oferă acest parfum, v-am spus că la mine acum e primăvară. Dar acest parfum, din nou, cred că va străluci în toamna aceasta. Are ceva... O tentă dulceagă, da? Se resimte și ceva dulceag în el. Genul acela nu știu, pentru toate doamnele care adoră uh, violetele, da, Topora și cum le spun eu, uh, blind, da? Luați-l blind că e ceea ce trebuie. Este. Începe să devină pe măsură ce se așează, ușor cremos, ușor pudrat, dulceag, genul acela de. Uh, Parfum elegant, uh, parfumul acela de, de doamnă blândă, uh, blajină. Foarte, 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 foarte fain. Foarte fain. Foarte. foarte. Și din nou, și la acesta am mențin părerea. Acestea nu sunt ape de toaletă. Nu, nu au cum, adică sunt mult prea in your face, sunt... Mm -mm. Nu, astea nu sunt ape de toaletă. Bineînțeles, disclaimer, paranteză, acestea sunt primele impresii, da? Absolut tot ce veți vedea astăzi, eu nu am avut nicio mostră. Pur și simplu am dat iama în al anic de supărare că nu mi-am găsit acel parfum. Și zic hai să vedem, poate găsim alte comori. Deci, acestea sunt primele impresii, categoric ele voi, voi de fapt, voi începe să fac abuz de ele și voi reveni cu uh, părerile mele. Da? Însă, la un prim nas, nu este uh, niciunul din, din cele trei, da mai avem unul. Niciunul din cele trei nu ar părea aroma aceea firavă de apă de toaletă, pentru că știți și voi, apa de toaletă are o concentrație mai mică de uleiuri și uh, performanțe mai slabe decât o apă de parfum. Însă, acestea nu. Acestea pe mine, una mă duc cu gândul la apă de parfum, nici de cum apă de toaletă. Bun. Și ultimul, dar nu cel din urmă din această gamă, pentru că noi mai avem încă trei. Este acest baby powder. Acest baby powder care deja este în posesia doamnei Eni și oricum până vedeți voi clipul, va ajunge și în posesia Izabelei, prietena mea. Bun. Acest baby powder nu aveam... Da, și sticla îmi place. Bineînțeles, aceeași sticluță, dar un bleu, o idee mai închis față de ceea ce vedeți voi pe cameră. Acest baby powder, nu știu, în ultimul timp, tind așa treptat, treptat, către zona pudratelor. Cei drept și înainte, Înainte, singurul meu parfum uh, pudrat, în opinia mea, după care întindeam mâna, era uh, insolans de la Guerlain, um, apa de parfum, beciul vechi, pentru că acela l-am eu. Bun, haideți să vă spun notele și după aceea vă voi spune ce m-a făcut să arunc în coș acest parfum. Parfumul prezintă note citrice mandarină bergamotă, iasomie, ilang ilang, prune, boabe tonca, ambră cenușie. Bun. Eu în căpucul meu am spus așa. Se deschide oarecum citric, da? Mandarină bergamotă. Iar apoi se continuă um, îndulcitor, ca să zic așa. Se îndulcește, da? Eu m-am dus cu gândul la iubitul meu, Junon Noir, de la Al Haramain, care se deschide tot așa, ușor citric, da? Lime cumcat, cumcat, așa cred eu că se pronunță, și se continuă dulceag pudrat. Și acest baby powder nu-l vom da pe, pe blotter. Astăzi. De azi de dimineață și acum când filmez este deja 11 fără un sfert ziua, uh, nu m-am dat cu parfum pentru că am spus că trebuie să testez pe piele. Bun. Deci, uh, fraților, cum spun eu, nu știu de ce sunt etichetate apă de toaletă. Mm -mm. sunt extrem de tari, da? Deci, ați văzut, n-am avut aceeași impresie la cele trei date, n-am avut chiar la intensitatea aceasta, de fapt asta trebuia să spun, la cele, celelalte trei ape de parfum, da? eu le numesc ape de parfum, dați cu roșii, dați cu ce vreți voi, testate pe blotări față de cum am la acesta testat pe piele. Sunt foarte puternice, din nou mă repet, și din nou același disclaimer: când vă spun că sunt foarte puternice, nu vă spun că, nu știu, nu în sensul de danf de alcool. Nu se duce în zona. De fapt, nu merge atât de mult în zona Junon Noir de la Al Haramain. Însă, deci divin, divin, este acel pudrat dulceag, dar totodată îți lasă senzația aceea de curat, senzația aceea de uh, prospețime, senzația aceea de uh, puritate. Nu știu de ce mă duce cu gândul. Se numește Baby Powder, dar nu vă gândiți, de exemplu, la aroma din Johnson Johnson, da? Johnson Johnson. Pudra aceea, da? Este ceva, nu știu. Este select. Este. acel parfum de seară, acel parfum, din nou cel poartă acea doamnă sigură pe ea și nu știu de ce simțind aroma, într-adevăr, doamna Eni oricum mi-a mi scris că îl adoră, că îl iubește, da, nu știu de ce fac legătura între baby powder și doamna Eni, la fel cum fac legătura între Junon Noir și doamna Eni că despre tine, Iza, oricum tu vei vedea clipul după ce va ajunge parfumul la tine. Fac pariu că o să-l adori. E genul acela de pudrat, dulceag, cremos, bogat și clar este un parfum potrivit pentru vreme mai rece. E genul acela de parfum ori pentru seară, nu știu, eu una așa îl văd, vorba aceea, voi purtați ce vreți, când vreți, cum vreți, cât vreți. Însă, eu baby powder m-aș vedea uh, să-l port, m-aș vedea dată cu el, ori undeva seara, când aș merge undeva, ori dacă nu în... Uh, Zilele și serile acelea ce vor urma cu ploi, cu vânt puternic, cu vreme mohorâtă, nu știu, pur și simplu m-aș da cu el și m-aș cuibări în pat să mă relaxez la televizor sau să citesc o carte. E genul acela de parfum care pur și simplu te învăluie. E genul acela. Doamne, e, e superb! E superb! Uh, Spuneam că prezintă note citrice, mandarină, bergamotă. Și aș simți și nu le, nu prea resimt eu, cel puțin la o primă impresie, nu prea resimt partea aceea citrică, da, pentru mine este un dulce pudrat foarte compact, foarte bine făcut. Nu știu, pur și simplu toate notele sunt așa, da sunt uh, bine. -nbinate. Și categoric nu miroase a parfum de 82 de lei, nu. Este divin din nou nu știu dacă stați un pic da, văd că nu scrie, nu este aceeași poveste ca la um, Ahmed al Maghribi, tot căutam uh, concentrația de ulei sau pentru că nu înțeleg de ce ei spun că este apă de toaletă, nu este, nu, refuz să cred, adică e drept, nu am testat toate aromele pentru că nu, oricum nu ți ajunge o viață de om cine spune că vai am testat uh, 900 de parfumuri, nu, mie una mi-e greu să cred, însă nu îmi pare sub nicio formă a fi apă de toaletă. Nu, nu are cum. Știu și eu ce este aceea o apă de toaletă, iar acestea clar nu sunt ape de toaletă. Nu, astea sunt ape de parfum. Divin. Divin, divin. Bun. Nasul meu este un pic, da, pentru că încă o dată vă spun, sunt foarte tari. Nu sunt ape de toaletă. Uh, cum se spunea pe timpul meu când era Yahoo, Messenger și Buzz, uh, vă spun și eu acum: BRB! Bun! Pentru voi, nici măcar o fracțiune de secundă nu a durat, însă pentru mine această pauză a durat 20 de minute. Da? Am ieșit pe, tera pe balcon. Uh, și pur și simplu m-a izbit vântul din toate părțile, din toate direcțiile, dar mi-am refăcut simțul olfactiv. Și vom continua cu Eternal. Da? Încă iar încep cu da. Reluăm. Voi continua cu Eternal. Este tot uh, un parfum nou al casei Al Anic. Pe care sau care l-am achiziționat? Gata. L-am achiziționat din uh, pricina a trei note, dacă nu mă înșel. Wow. Bun. Deci, reluăm. Stați așa. El vine, pam, pam, vine așa cu o hârtiuță și vine așa. Super tare! O sticlă, cum spun eu, ganteră, da? Deci e armă albă sticla aceasta. Pe acesta vă că scrie apă de parfum. Acum, la cât mi-am rupt nasul cu patru ape de toaletă, care nu mai ape de toaletă nu sunt. Oare cum va fi acesta care ei spun că este apă de parfum? Dar cu Dumnezeu înainte, să vedem. Avem în notele de vârf și de cum am văzut aceste note de vârf, mi s-au aprins fleșurile, senoanele. Avem note de vârf caramel, caprifoi. Bun, din start, nici nu nu mai, nu mai, nu, mai, era atât de important cum se continua. Însă, în mijloc avem gardenie, iasomie și lăcrămioare, da, iubesc nota de lăcrămioare, iar în baza avem ambră, vanilie, mosc, alb. Deci, de fapt, toate notele, da, toate notele le ador. Însă, ce e cu caramel, cu și despre caramel, Începând cu caramelul în sine, da. Și ce este cu și despre caprifoi? Caprifoi vă spuneam eu într un alt video, nota de caprifoi, împreună cu um, acordul acela, ce îți lasă senzația de lemn ars sau de fum. Acestea două, caprifoi și fumul sau lemnele arse, pe mine mă duc în copilărie. Și să nu mai stăm la discuții, să vedem ce ne spune acest Eternal. Da, același atomizor. Hai de viața mea! Doamne Dumnezeule! Vai cât e de șmecher ăsta! Uh, floral fructat dulce. Doamne, Dumnezeule! Deci este foarte tare. Din nou vă zăpăcesc. Este foarte tare, foarte tare. Nici tu nu ai concentrație de ulei? Nu. Vai de sufletul meu cât de fainie. e! Vi s-a întâmplat vreodată să mirosiți un parfum? Și pur și simplu să vi se ducă uh, mirosul, senzația aceea, uh, să vi se ducă așa pe gât, da? Deci, pur și simplu, așa le resimt. Da. Deci, cum spuneam eu și în acel video în care, pentru prima dată, am pus mâna pe mostra unui parfum al casei Alanic, sunt parfumuri extrem de puternice. Uh, da. Mă tot uitam pentru că știți că m-am dat aici cu baby powder, da? Nu știu cât de bine se surprinde, da, în comparație cu această mână, da? Zona a rămas un pic, un pic uleioasă. Și vorbim despre o apă de toaletă, cum spun ei, dar eu nu înțeleg cum e treaba cu apă de toaletă. Însă, revenind la Eternal, Eternal. Exact cum vi l-am descris eu pe Eros de la Ahmed al Maghribi, Eternal de la Alanic, dacă nu ați vedea voi că aici scrie Alanic, da? Și dacă, scuze, și dacă nu ați ști că acest parfum l-ați vedea decât așa, da? Uh, N-am acoperit. Eternal fără sigla firmei, fără absolut nimic. Și l-ați vedea undeva în Sephora, Douglas, Mariono și așa mai departe și l-ați testa, ați spune că este un parfum, nu, să înțelegeți de ce am eu lacuna aceasta, nu mi se pare că seamănă cu vreun parfum de designer anume. Însă, Um, profilul olfactiv mă duce cu gândul la Casa Bulgarii, dar nu pot pune uh, degetul pe un parfum anume. Însă, îmi pare a fi fix același profil al Casei Bulgarii. Nimic Middle Eastern. Uh, nici în celelalte. Da? Singurul cu o ușoară tentă, dar nici de cum tentă Middle Eastern, este acest Nag Champa. Însă Nag Champa are tenta aceea, nu știu, uh, latura aceea de aromă ce te duce cu gândul la meditație. Da? După cum v-am spus eu, ceva de genul bețișoare parfumate și lumânări da? aprinse. Însă acest Eternal este acel parfum de designer, acel parfum mainstream, ușor, ușor, plăcubil, nimic respingător în el. Floral, fructat, dulce, după cum v-am spus. Nota de caprifoi o resimt în continuare lăcrămioare și baza aceea dulce. Nu știu, iar încep cu nu știu, cu da, în fine. Este genul de parfum all season, eu l-aș purta oricând. Însă, din nou, sunt de părere că fix acum, tranziția vară-toamnă și de ce nu toamnă-târzie l-aș vedea potrivit. Și totuși, totuși, mă duce cu gândul la ceva de designer, însă nu pot pune degetul să vă spun gata, ăsta este. Însă este acea aromă mainstream. Este o aromă mainstream cu atingere personală. Dar și a, acea atingere personală este tot în zona europeană, ca să mă exprim așa. În continuare, vă spun și mă repet, nimic middle easter. Însă, clar, este altceva. Este altceva. Lăsăm să vedem cum va evolua cât de cât. Minutul 43 și eu mai am două parfumuri. Aia, ai, e. Ai. Um. Mică, mică, cât de mică pot eu, paranteză. <coughs> nu știu dacă ați testat noile uh, lansări din parfumeria de designer, însă uh, eu am rămas cu un gust amar. Am rămas cu un gust amar și, nu știu, pentru mine parfumeria de designer începe să iardă din ce în ce mai mult teren Găsești același parfum cu 20 de flencăre sau găsești casa X care a scos o lansare nouă și momentul în care testezi da, nu vreau să dau nume și momentul în care testezi păi stai că ce să vezi că de fapt miroase la fel precum cel de la casa Y nu deci este o bezna a minții cum spun eu noaptea minții este o ceață totală în parfumeria de designer. Nu mersi. Și minutul 44, aia e. Trecem la unul pe care eu mi-l doream de mult, dar nu era pe stoc. Și anume, Fahrul Ud de la Al Anic. Bun, bun, bun prezentarea este pam pam ce a căzut aceasta este prezentarea Ud Jamal. A, și în cutiuță aveam ce aveam? Stați o secundă. Aveam o mostră. Cât de tare. Aveam o mostră pentru Ud Jamal, pe care nu vă spun nimic. Bun. Să revenim la prezentare. Nu știu despre voi, dar mie îmi place foarte mult și da, da. Uh, duce oarecum către o anume uh, casă de nișă. Vedem vedem dacă și mirosul este de acolo sau este de dincolo. Bun. Frahul ud. Fahrul ud. Da? o de parfum 100 de mililitri, parfum unisex. Note de vârf. nargamota Pauză. Um, nargamota din ce știu eu, și am și căutat, îmi place să mă joc cu ciucurașul. Cum a sunat asta, îmi place să mă joc cu ciucurașul, nu mai contează. Um, Nargamota, uh, din ce știu eu, undeva în India, uh, din această plantă se extrage uleiul esențial de cipriol. Deci, atunci când vedeți nargamotă, dacă vă dă cu virgulă să vă duceți cu gândul către aroma uleiului de cipriol. Bun. Deci, nargamotă, nucșoară, șofran, note de mijloc, lem de santal, lem de cedru, lem de goaiac, balsam gurjun, paciuli, iasomie. Iar în bază avem mosc, ambră, vanilie și boabe tonca. Acest minunat fahrul mi l-am dorit extrem de mult, Um, sinceră să fiu din vară, l-am tot urmărit, l-am tot uh, pândit și bine, el nu este acel parfum de vară. Nu, adică numai când vă uitați la sticluță, nu. Aici avem o bombiță, dar să nu mai stăm la discuții și o voi pulveriza undeva pe aici, pe piele, da? ca să mă lămuresc eu ce și cum. Bun, din start, din start, sunt în zona Calemat Ud Arabian. Da? Din start. Se deschide spicy. Vai, cât e de șmechel. Din start, într-adevăr, este acel parfum unisex prin definiție, acel parfum de vreme rece, uh, avem o vanilie afumată, da? Îmi lasă senzația aceea de vanilia afumată, care oarecum este așezată peste aroma de ud. Însă, udul din el nu este udul acela de graj respingător sau așa mai departe. Nu, nu. Este un parfum dulce, senzual. Uh, din start. Da, am dermat. Din start este genul acela de parfum Beast Mode, da? E una, nu știu despre voi, cu acesta nu fac over sprayer. Este, nu știu, îmi lasă senzația aceea de parfum atent lucrat, bine lucrat. De ce spun asta? Aroma aceasta de vanilie afumat arsă oarecum, da, nu este o vanilie oarecare, este o vanilie gurmandă uh, afumat arsă, undeva între o vanilie bine făcută, bine rumenită, da? Nota aceasta de vanilie afumat arsă eu am mai întâlnit-o și în alte parfumuri, însă acele parfumuri au fost distruse pentru că Acordul acesta de vanilia fumată, ușor către ars, da? nu se poate, uh, nu știu, din punctul meu de vedere, trebuie o finețe a lucrăturii, trebuie o atenție sporită, dacă ai stricat acolo, dacă ai pus cât de puțin peste, ai distrus tot, da? Pentru că tins către zona aceea de vanilie grețoasă. Însă, în fahrul ud, vanilia aceasta, din nou vă zăpăcesc, afumat, arsă, este extrem, dar extrem de atent și de bine lucrată. Da? Îți lasă senzația aceea dacă treci pe lângă cineva, cu siguranță vei fi întrebat ce porți. Nu este aroma a ceea ce o întâlnești la toate colțurile, cum se spune, da? Este mirosul acela de nișă. De asemenea, dacă sunteți în zona parfumurilor fructate, copilărești, girly, nu cumpărați frahul Wood Blind. Nu, nu sub nicio formă. Dulce, lemnos, nucșoară, vanilia aceea plăcubilă. Și din nou, exact cum v-am spus din start, zona de calemat de la Arabian Wood. Mai exact, a fost ceva hype acum 2 ani, dacă nu mă înșel eu, cu... Um, cum îi spune doamne de la Latafa? Am și uitat. Uh, vă las aici poza. Nu mai dau pe pauză să-l iau pentru că îl dețin. Acel parfum de la Latafa îl dețin și îmi doream să fie ceea ce este fracul ud. Da? Ca să concluzionez. E genul, nu știu... Uh, unisex, toamnă târzie, iarnă, iarna aceea geroasă, cred că uh, fahrulul atunci își va scoate colții cu adevărat, dar este superb, este superb și nu prea înțeleg forma sticluței, da? pentru că nu prea mă duce în nimic de la Tom Ford. Nu, Nu, sub nicio formă nu mă duce în nimic, nimic din, poate, dar cum să vă zic, ceva foarte, foarte distant, ar fi un o vani, dar nu este, fahrul ud este altceva, da? Dar cum profilul său mă duce în zona acelui parfum, da? Ca să ne... Vai de mine... Uh, fahrulud e genul acela de parfum pentru, uh, pentru doamna aceea gen madre, o să ziceți că am înnebunit, dacă există și cu siguranță există, uh, dar că se numește Hanum. Da? De exemplu, în lumea Middle Eastern, uh, la turci mai pe românește, uh, căpetenia unui clan, da? mafioata, cum spunem noi, sau madre, cum se spune la italieni, la turci se numește hanım, adică stăpână. Acesta, da, este acel parfum pentru o hanım, pentru o șefă de clan și totodată pentru un um, reis, pentru un capitan, pentru un um, șef de clan. Da? Deci are așa ceva uh, ceva de mafie, ceva de interzis în el. Nu știu, foarte, foarte tare. Bun, minutul 54. Hai că facem primul clip de o oră, cred. Ultimul, dar nu cel din urmă. De asta m-a umflat râsul, pentru că la uh, Fahrulud am primit o mostră de ud Jamal, pentru că eu mi-am achiziționat și ud Jamal. Pentru că de ce nu am zis ori facem provizii, ori nu mai facem. De ce să cumpărăm castraveți și să facem sacuscă când putem cumpăra parfumuri pentru toamnă-iarnă? Vai cât de tare, da! Și în, ud, în cutia de uh, ud geamal avem mostra pentru Eternal. Da? Super tare! De super tare! În parfum, pur și simplu, aveți mostra unui alt parfum. Și să-l vedem, vai, dar ce sticlă, ce sticlă, tati, ce-mi place. Și capacul. El este ud jamal. Da? Sticla este maro. Și capacul. Nu. Nu-mi dau seama. Pare a fi uh, de lemn. Nu știu cât se vede, da? Dar foarte, foarte șmechere e sticla. Din nou apă de parfum. Deci, oricum astăzi nu mai simt nimic. Uh, miros baby powder, da? Și aici avem uh, fahrulud. Deci după bomba de fahrul ud, baby powder îl simt și mă duce în zona de junon. Junon simplu de data aceasta. Bun, haideți să vedem notele pentru ud Jamal. Din nou un parfum unisex, note de vârf bergamotă, grapefruit, anason. Note de mijloc prune, ilang-ilang, piper jamaican, tuberoze, osmantus, trandafir roșii, iasomie sambac, iar în baza avem mosc alb, paciuli, lem de santal, vetiver, ambre cenușie, styrax, vanilie și ud. O multitudine de note. Și, da, și la fahrul ud, pielea a rămas cu o ușoară tentă uleioasă. Bun, aici nu resimțim fafrul ud. Uh, și ud Jamal vreau să îl testez pe piele. Bun, am cam scăpat degetul pe atomizor. Tom Ford, Black Orchid. Da. Oh, Stați un pic, Tom Ford Black Orchid, însă un miros mai complex la o primă impresie. Eu până acum eram uh, mh, oarecum oarecum din pricina performanțelor uh, încântată de ud uh, 24 Hours de la Ardal Zafaran, dacă nu mă înșel. Uh, ce da, merge bine de tot în zona de Black Orchid, însă la capi Vai, de viața mea. Însă la capitolul performanței cel puțin pe mine e praf. Deci, nu. Pe mine nu nu, nu stă. Însă acest ud Jamal Of. Băut apă și acum mai tare l-am resimțit. Este bombă. Deci este bombă. Este după cum v-am spus direct Black Orchid, însă este o idee mai complex, da? Cu siguranță nu este acel parfum versatil, cu siguranță din nou cum v-am spus la uh, Fahru Lud. Dacă sunteți în zona de parfumuri girly, floral, fructate și așa mai departe, nu luați blind aceste două parfumuri Dacă sunteți iubitori că la aceste parfumuri, clar mă adresez și domnilor de pe, de pe canalul meu Dacă sunteți iubitori de mirosuri dark, de mirosuri complicate, de altceva da? Dacă v-ați săturat, domnilor, de Dior Sauvage, eu sper că da uh, Da? Astea două. Astea două aveți nevoie de ele toată toamna, toată iarna. Vai. Ta da să-l las pe jos. E, e genul acela de miros de nișă, cum spun eu, da? Foarte bine e lucrat. Deci e un Black Orchid extrem, extrem de bine lucrat. E genul de uh, parfum distinct. Um, Distinctiv, neobișnuit, din nou cu riscul de a mă repeta, nu e ceva ce întâlnești la orice pas, da? E genul de parfum memorabil, uh, genul de parfum ce transmite putere. Vai, Superb. Superb. Din nou, mă repet, Doamnelor și domnilor, ambele, dacă sunteți în zona aceasta de parfumuri mai grele, mai opulente, parfumuri cu coloană vertebrală, parfumuri multifacetate, aș putea spune, pentru că ambele, da, deci Fahrul UD l-am pulverizat acum 5 minute, dacă nu mă înșel și deja este într-o continuă schimbare. Nu sunt cel puțin acestea două, da? pentru că acestea două sunt de fapt trei, aș putea spune, deoarece și Eternal intră în categoria bombe, bombițe. Însă, acestea două sunt într-o continuă schimbare, într-o continuă dezvoltare. Nu sunt genul de parfumuri liniare. Nici unul dintre ele. O oră și un minut. Mai aveam aici, doamne, câte sunt? 4 cu 4, 4, ori 3, 12. 12 mostre, clar. Nici timpul nu ne mai permite nasul meu nici atât. Însă, pe repede înainte să vedem cum... Da, bun... S-a uscat foarte, foarte cald acest nag champa Cu siguranță e acel parfum de toamnă. Rămâne în continuare uh, latura aceea uh, relaxantă, uh, meditativă, uh, da? Dar foarte, foarte, foarte fai. Și din nou sunt la partea cu acestea, nu sunt apă de toaletă. Bun, bun, deci nu, nu. Cred că o să-mi fac repede duș să pot da jos celelalte bombițe de pe mine și astăzi voi purta uh, White Gardenia. Pentru că nu, în uscare este direct tutor de la Madonna. Este 99,99% ,99 acel parfum, da? Care v-am spus și mă repet, la rândul său, căutați și voi pe Fragrantica, Trutorder de la Madonna, merge foarte, foarte mult în Farca de la Robert Piquet. Dar e superb. Nu, nu. Și pe blotter, da, pur și simplu trăznește, cum spun eu. Nu, n-are cum astea, nu sunt ape de toaletă, sunt nicio formă. Mergem. Mergem la violet, violet. Oarecum cum, oare cum, mă duce cu gândul la Insolans fără a fi dup. Da? Rețineți partea cu fără a fi dup. Nu este un dup pentru Insolans, însă pe mine acolo mă duce, în zona aceea. Uh, um, aș face și layering între ele, da, cu siguranță zilele acestea trebuie să-mi vină mie niște idei. Vă spuneam despre baby powder, ca acum s-a așezat și îl resimt ca fiind un mix între uh, junon simplu și junon noir, Da? E, chestia aceea de uh, pudrat din Junonul Simplu, nu-l dețin pe acela, dar am decant, pardon, am decant de la Iza din Junon Simplu, dețin doar Junon Noir. Și acest baby powder are pudra aceea In Your Face de la Junon Simplu și dulceața din uh, Junon Noir. Super, super, super șmecher. Super șmecher. Homino ok. Mergem la Alanic Eternal, care da. Bulgarii. Parcă tot la Bulgarii sunt. Nu știu de ce tot la Casa Bulgarii s-a mai domolit acum uh, uh, nota de caprifoi, da, bea acum dar nu a dispărut complet, da? Încă avem caprifoi aici. Și se continuă acel parfum uh, floral, fructat, dulceag, dar foarte, nu știu. Da. Da, deci casa o oia pe urmele casei Ahmed al Maghribi, care este casa mea de suflet. Mergem la Fahrul ud care este într-o continuă schimbare, da? Deci, acum m-aș vedea ca fiind acea și eu, dar undeva la o cabană, undeva în fața șemineului, atenție, undeva în fața șemineului ca privire de ansamblu, da? Nu are nimic lemne arse sau așa mai departe. Nu, este dulceag este în continuare, vă spun, acea vanilie afumată, arsă, care pe mine mă nebunește și pe care greu o, um, greu o găsesc atât de bine lucrată. Super, super, super. Și Ud uh, Jamal, Black Orchid, însă Doamne, e, nu știu, e cameleonic, meleonic, e un black orchid, abia acum simt um, um, vetiverul acela, abia acum simt trandafirul, dar nu e unul care să mă supere sau să nu îmi placă mie. Foarte, 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 foarte. Bun. Deci, mă gândeam eu că va fi un clip lung, că totuși e prima dată cu primul unboxing și primele impresii pentru șapte parfumuri Dar, dacă ați testat și voi vreunul din ele sau dacă aveți ceva de la Casa Al Anic da? Vă las aici câteva vorbe despre Casa Al Anic pentru că nu mai îmi permite timpul și dacă ați rămas cu mine până la final, mă îndoiesc, dar îmi zic și eu, vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă aștept cu nerăbdare în secțiunea comentarii să discutăm ce și cum, da? Și până data viitoare, vă mulțumesc, vă îmbrățișez și vă doresc zile superbe nu chiar mohorâte, mohorâte, asta dacă nu sunteți spani și neapărat, dar neapărat parfumate. Vă mulțumesc, v-am pupat!